Mașina asta nu e o mașină pentru curse, da? N-ai spus tu așa? E un model clasic. E o adevărată frumusețe. Așa e, zi. Nu că te-am auzit când ai țipat la el ultima oară și sunt de acord. Ăsta nu e un vehicul de performanță pe care un om pur și simplu să-l plimbe așa în sus și în jos pe stradă ca și cum ar fi pe una din chestiile alea din Germania, știi? Zi asta. Asta cu limite de viteză deschisă, zi cum îi zice. Autoban, așa ăsta, un autoban. Sunt un adult care muncește și nu am timp să fac asta. Să fiu mama cuiva. Am citit un studiu din, mă rog, era o schiță ca o plăcintă care împărțea timpul în secțiuni. Și zice acolo că noi, ca popor, petrecem 80% din timp în mașină. Nu, stai așa, nu e sigură sau nu știu, te-au atins sau nu? Atins, da, poate. Nu te-au... Am zis, poate. Da, poate că m-au atins puțin când eram acolo așa pe jos. Hainele nu mai erau pe mine cu siguranță. Dar nu, sunt aproape complet sigură că n-au făcut chestia aia altă. Aproape. Ăsta nu e cel mai încurajator cuvânt în situația asta. Păi nu, n-au făcut-o. Nu cred. Au puterea asta asupra noastră pentru că le lăsăm, le dăm voie. Pentru că un tip undeva, într-o cameră întunecată, într-o mănăstire sau genul ăla de aranjamente, pur și simplu s-a gândit că el și-a dat seama de toate și s-a dus și a vorbit cu toată lumea despre cum s-a gândit el să numească un animal sau o legumă și după aia toți călugării au început să le numească așa și pe dincolo și uite că ne-am ales cu niște cuvinte pentru sute și sute de ani fiecare cuvință. Sunt asistent de profesor, așa apare în registru. Oricum, atunci, tu ești un fellow și eu muncesc. Și poate că de asta ai mai mult timp ca să perfecționezi felul în care vorbesc, evidențiind oricum unele chestii. Nu făceam asta. Nu contează. Nu contează, ne înțelegem, nu? Păi, da, bănuiesc. Adică înțelegi ce vreau să zic. Da, înțeleg. Înțeleg perfect. Noi toți trecând în viteză unul pe lângă celălalt.